În acest videoclip veți învăța să pregătiți o trusă de ajutor specială în cazul unei catastrofe naturale. Această trusă oferă autonomie timp de 48 de ore pentru o familie cu 4 membri. Pentru a semnaliza ajutor, includeți următoarele lucruri. O banderolă SOS confecționată de voi. Batoane chimice de iluminare, care pot lumina între 6 și 12 ore și pot fi folosite pentru a semnaliza în întuneric. Un fluier pentru a da semnalul de ajutor, care acoperă o distanță mai mare decât vocea. O lanternă, preferabil cu dinam, care nu depinde de o sursă de energie. Includeți următoarele lucruri pentru iluminat. Lumânări, o brichetă și sau chibrite rezistente la apă, care pot fi folosite și la aprinderea focului. Lanternă. Includeți următoarele lucruri pentru hidratare și hrană. O rezervă de 6 litri de apă potabilă în sticlă. Un bidon gol de 1 litru, care va servi ca recipient pentru purificarea apei nepotabile cu tablete de purificare. Dacă rezervele de apă sunt insuficiente, beți cantități mici. Amintiți-vă că puteți supraviețui câteva zile cu mai puțin de jumătate de litru de apă. Rezerve de hrană neperisabilă, precum conservele. În absența apei, se recomandă să nu mâncați, deoarece asta ar putea agrava deshidratarea. Un bidon cu 8 litri de apă pentru băut și măsuri de igienă de bază. La final, adăugați un cutter pentru a tăia sârmă, carton, un briceag, o pungă închisă ermetic pentru a păstra documentele esențiale, precum acte de identitate, asigurări, rețete medicale și niște bani. Mânuși de lucru pentru a manevra obiectele fără să vă răniți. Saci de gunoi pentru resturi și pe post de WC. O folie de supraviețuire. Un caiet și un pix pentru a nota informații importante. Un radio pentru a asculta instrucțiunile autorităților. Un kit de igienă care să conțină hârtie igienică și șervețele dezinfectante. Nu uitați trusa de prim ajutor, care trebuie să conțină lucrurile necesare pentru îngrijirea unei persoane rănite, medicamentele personale ale fiecărui membru al familiei.